găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și am invitat acum la final de an pe Alina Toader, director adjunct în cadrul Direcției Publice de Protecție Socială a Consiliului Local Municipiului Târgu Jiu. Bună seara, bine ai revenit la noi! Mulțumesc, bună seara! Pregătim activități importante acum la final de an, dar aș vrea să vorbim și despre ce s-a întâmplat în luna decembrie legat de activitățile Direcției Publice de Protecție Socială și, eventual, planurile pentru luna imediat următoare. Așa cum spui și tu, în luna decembrie, într-adevăr, am avut mai multe activități, adică pentru noi a fost o lună destul de încărcată ca volum de muncă, mult mai mult decât în alte luni, pentru că în luna decembrie am acordat tichete sociale acelor categorii și acelor persoane cu venituri de până la 300 de lei pe membru de familie. În cadrul acestei acțiuni, un număr de 546 de persoane au provenit dintre beneficiarii de ajutor social, iar diferența până la 1010 tichete am acordat în luna decembrie, iar diferența până la 1010 tichete a fost pentru ceilalți cetățeni din municipiul nostru care au solicitat acordarea acestor tichete și au făcut dovada, bineînțeles, cu documente că se încadrează, adică se încadrează cu venituri de până la 300 de lei pe membru de familie, nu dețin anumite bunuri, sunt în căutarea unui loc de muncă, mă refer la cele persoane apte de muncă și cu vârsta de până la vârsta de pensionare, deci au fost și niște criterii. Noi am analizat toate cererile, am întocmit documentele, am acordat tichete, așa cum vă spuneam, 1010 tichete în luna decembrie. O activitate frumoasă pe care am organizat-o a fost cea legată de sărbătorirea zilei de 1 decembrie. Tot prin intermediul direcției noastre s-au pus la dispoziția pensionarilor de înscriși la cluburile noastre 4 autocare cu care s-au deplasat la Alba Iulia. Este o activitate pe care dumnealoși o doresc și o facem an de an. Asigurăm transportul gratuit la Alba Iulia dus întors. Și tot prin intermediul direcției noastre s-a organizat acea masă tradițională cu fasole și cârnați, murături, vin fiert, cum este firesc... Acolo la Alba Iulia. La Târgu Jiu. La Târgu Jiu. La Târgu Jiu, da. Aici am avut un număr de 2054 de persoane care au participat. Ca și activități în cele legate de acordarea unor pachete cu alimente pentru anumite familii pe care le avem în evidență cu situații atât financiară cât și a stării de sănătate deosebit de dificil. Avem familii cu doi copii cu handicap sau avem familii în care unul dintre părinți are anumite afecțiuni grave, părinte unic întreținător, am avut și situații de felul acesta, un tată cu 4 copii, soția decedată, de situații de felul acesta pe care primăria le sprijină cu ocazia sărbătorilor și pascale și de iarnă. Și de iarnă. 50 de familii au beneficiat și anul acesta de pachete cu alimente și de un brădus tradițional, un brădus foarte frumos, ornamental, dar din natural, din crenguțe de brad, măcar spiritul Crăciunului să fie în fiecare casă și în casele oamenilor mai puțin sprijiniți sau avantajați de soartă. O altă activitate este cea legată de acordarea mesei la cantina de ajutor social, masă tradițională de Crăciun și pentru Revelion, cu un meniu specific, deci adaptat sărbătorilor, în sensul că avem atât hrană caldă cât și hrană rece pentru Crăciun, pentru anul nou. La Casa Iris, la fel, pentru beneficiarii noștri s-a adus mâncare cu ocazia sărbătorilor, cu ocazia Crăciunului, li s-a acordat și dumnealor, în plus acest meniu de sărbătoare. Iar pentru Revelion, avem Revelionul Solidarității, o acțiune pe care an de an primăria Târgu Jiu o organizează, așa încât și oamenii care nu au o familie cu care să petreacă trecerea dintre ani să poată și dumnealor să simtă puțin din farmecul acestui eveniment. Și anul acesta suntem pregătiți pentru un număr de 175 de persoane, în special sunt persoanele cazate la Casa Iris, dar și copiii sau tineri proveniți din instituțiile de ocrotire și care n-au reușit să-și facă o familie și să aibă cu cine să petreacă aceste sărbători. Îi așteptăm în fiecare an
și anul acesta. Este asigurat un meniu pur și simplu tradițional, în sensul că de la aperitiv, friptură, tot ce trebuie pe masa de Revelion se asigură de către primăria Târgu Jiu. Sărmăluțe? Sărmăluțe, da, dulciuri, suc, apă minerală, fructe, ca pentru fiecare om, nefăcând o diferență între oamenii cu stare și care și-ar putea permite și oamenii aceștia care sunt mai sărași sau nu, pur și simplu nu au o familie în care să-și petreacă, cu care să petreacă Revelion. Ca locație. Ca locație, da, e foarte ca locație, important. Da, să știe oamenii unde să vină. Ca locație, anul acesta se organizează Revelionul Solidarității în cadrul restaurantului Mariu Star. Se află situat pe strada Traian. Cred că este bine de știut acest lucru, ca oamenii să poată să vină, să știe unde are loc activitatea. Da. Și ăsta ar fi finalul de an, iar în lunile imediat următoare mai aveți ceva activități importante? Avem. În luna februarie organizăm Nunta de Aur, la fel un eveniment așteptat de cei care împlinesc 50 de ani de căsătorie sau i-au împlinit în anii anteriori, dar nu au participat la acest eveniment până acum. Aici dumnealor urmează să depună o solicitare, o cerere și să facă dovada prin o copie a certificatului de căsătorie și actelor de identitate că sunt cetățenii municipiului Târgu Jiu. Și că sunt căsătoriți de cel puțin 50 de ani. De cel puțin 50 de ani, sigur că da. Se acordă și un premiu de 500 de lei fiecarei familii, se organizează un serviciu religios și, bineînțeles, o masă festivă. Să sărbătorim acest eveniment, 50 de ani de căsătorie e ceva. Este ceva, într-adevăr. Păi ce să zic, vă urez spor la treabă și acum la final de an și în anul care urmează. Mulțumesc. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, o să vă bucurați în continuare de activitățile noastre de teren, în sensul că vom merge la Revelionul Solidarității, vom merge la căsătoriile care au loc la Poarta Sărutului, nu sunt organizate de direcția pe care tu o conduci, dar este deja acțiunea. O tradiție, o acțiune a primăriei Târgu Jiu și a Consiliului Local și ca în fiecare an sunt familii care s-au înscris să se căsătorească la Poarta Sărutului la cumpăna dintre ani și, bineînțeles, la final șampania de ora 12 pe care o bem cu toții în aer liber dacă alegem asta. Și ce vreau să spun este că am admirat faptul că în fiecare an, după ce cetățenii se bucură și mai lasă câte un pahar pe jos și câte o sticlă și câte nu știu ce, imediat personalul de curățenie din cadrul primăriei Târgu Jiu merge pe urma lor după ce se termină acel moment de ora 12 când bate gongul în centru și se face curățenie pe loc și dimineața este orașul curat. Felicit primăria Târgu Jiu pentru asta. Mulțumim pentru felicitări. Lucrul acesta este observat sau din discuțiile care am avut și eu de-a lungul timpului, așa cu cetățenii din alte localități care s-a întâmplat să vină în municipiul nostru, toată lumea asta a spus, cât de curat este orașul și ce repede se intervine. Felicitări pentru asta, mulțumesc pentru prezența în emisiune, la mulți ani. Mulțumesc și dumneavoastră la fel. Iar pe dumneavoastră vă invit să mergem să ne distrăm de Revelion. Dragi telespectatori, Revelionul Solidarității la Târgu Jiu a început. Am alături de mine pe domnul viceprimar Adrian Tudor. Bună seara, sunteți în mijlocul oamenilor. Bună seara și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Este într-adevăr o acțiune pe care Primăria Municipiului Târgu Jiu o repetă an de an, de 16 ani. Este o inițiativă pe care a avut-o domnul primar Florin Cârciumaru și iată că și actuala conducere a Primăriei Municipiului Târgu Jiu o continuă. Este o bucurie, pentru că fiecare cetățean al municipiului Târgu Jiu trebuie să simtă sărbătorile de iarnă. Cei care pot să-și organizeze o fac cu dragă inimă. Noi cu dragă inimă organizăm pentru cei care nu au posibilități. Și ne bucură faptul că vedem zâmbet pe chipul acestor oameni și ne gândim că va fi un an în care vom fi responsabili în continuare de destinele pe care ei le au și trebuie să le fim alături.
sunt persoane care au fost în centrele de plasament și care au statul nu le-a mai oferit mai departe nicio alternativă. Primăria le-a oferit cazare și plătește utilitățile și pentru ei aici organizăm această masă. Sunt persoane fără adăpost care se află la Casa Iris sau familii ale tinerilor care au trăit în centrele de plasament și care acum vin să facă alături de colegilor Revelionul. Felicitări că sunteți alături de ei! Vă mulțumim și vă mulțumim pentru faptul că ne încurajați să fim alături de ei. Este un gest omenesc și e normal să fim împreună în această seară. Repet, cred că fiecare om trebuie să simtă sărbătorile de iarnă, să fie alături de familie, chiar dacă noi lucrăm în această seară, ei să fie împreună unii cu alții și să țină minte această seară de cum până între ani. Și cu siguranță se bucură că sunteți aici. Sper să se bucure și să îi asigurăm în continuare că vom fi alături de ei în viitor. Alături de câțiva cetățeni ai municipiului Târgu Jiu care petrec Revelionul Solidarității alături de prietenii și colegii lor și aș vrea să-i cunoaștem și să vedem cum se simt. Eu îi mulțumesc domnul Adi Tudor, îi mulțumesc tot anul ăsta care ne-a făcut acum și doresc și lui un an nou fericit, domnul Adi Tudor. Cum vă numiți? Ionescu Mihai. Cum vă numiți? Munteanu Mihai. Și mulțumesc lui domnul primar Cărciumaru Florin că a organizat această masă pentru acești copii săraci. Bună seara și doresc tuturor gorjenilor și organizatorilor de astăzi pentru solidaritatea pe care a făcut-o Primăria Municipului Târgu Jiu împreună cu Consiliul Local. Un număr de 164 de persoane care beneficiază de ajutorul primăriei organizat astăzi au un meniu tradițional ca acasă, să se simtă bine. Ai venit și tu să fii alături de ei. În special am venit din Danemarca. Nu refuz colegii unde am crescut. Îi văd împreună, suntem împreună, cu toții ne vom bucura. Tiliuță și mai cum? Sanda, mulțumesc. Și o altă cunoștință veche a noastră, ne cunoaștem de mult, după câte mi-amintesc și eu, într-adevăr, vindeai ziare, da? Și acum? La vârsta de 10 ani vindeam ziare până la vârsta de 25 de ani am avut. Și acum cu ce te ocupi? Acum cu munca cu pe zi, la zi. Adică zilier? Așa te duci și găsești de lucru? Da, am mai fost plecat pe dincolo, am mai venit, am mai plecat. Și acum e foarte greu, ne descurcăm foarte greu. Deci e binevenit Revelionul organizat de primărie. Eu le mulțumesc tuturor organizatorilor și le doresc sărbători fericite și mulți ani. Iată, dragi telespectatori, ce frumos se distrează cetățenii municipiului Târgu Jiu, care au probleme în familie, unii sunt singuri, alții nu reușesc să-și facă o zi frumoasă de Revelion, dar iată că primăria a făcut acest lucru pentru ei. Foarte mulți târgujieni au ales să treacă cumpăna dintre ani în aer liber pentru a se bucura de focul de artificiu organizat de Primăria Târgu Jiu. Așa cum a devenit deja o tradiție, un mare număr de cupluri a ales să se cunune la poarta sărutului la cumpăna dintre ani. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți.